Salutare oameni buni, Constantin Barbu aici și în acest clip îți voi prezenta probabil cea mai îndrăzneață invenție în materie de accesorii de mobilier din ultimii mulți ani. Acesta se folosește în special pentru mobilierul de bucătărie. Personal am făcut cunoștință cu el mai bine de 13 ani în urmă, perioadă în care l-am utilizat în zeci de proiecte fără să existe reclamații pe această temă. În acest caz mă aflu în propria locuință unde am implementat acest sistem cu mai bine de 5 ani în urmă, timp în care nu a necesitat reglaj sau mentenanță. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Mecanismul se numește Aventos HF de la Bloom și se încadrează perfect în designul folosit de majoritatea arhitecților și proiectanților, în care se copie aceste linii orizontale oferite de fronturile sertarelor și în cazul corpurilor suspendate ale bucătăriei, folosind sisteme de ridicare a ușilor. Foarte pe scurt, o să vin cu un exemplu prin care să demonstrez de ce afirm eu că acest accesoriu este minunat. Avem aici două corpuri superioare asemănătoare. Pentru primul dintre ele am folosit un sistem de ridicare clasic pe piston pe gaz. Observăm că în acest caz avem acces la un singur compartiment, iar în cazul închiderii ușii ne simțim prea confortabil. Pentru dulapul numărul 2 am folosit un sistem de ridicare Aventos de la Bloom, despre care vă tot vorbesc. Se observă cu ușurință că după momentul deschiderii ușii avem acces la întreaga suprafață a dulapului, la ambele compartimente, în plus și vedem toate obiectele, astfel alegând obiectul dorit cu o mai mare ușurință. De asemenea, observăm și cât de simplu și silențios se face închiderea ușii. În continuare, am plăcerea să te anunț că îți voi prezenta cu lux de amănunte și pas cu pas cum se instalează acest accesoriu în corpurile de mobilier. Pentru început, câteva detalii tehnice despre proiectarea corpului de mobilier. Cel din propria bucătărie, unde am implementat sistemul Aventos, scurgătorul de vase, are următoarele cote de gabarit. Pe lungime 900 de mm, pe înălțime 700 de mm și pe adâncime 300 de mm. În acest caz, ușile au următoarele dimensiuni. 897 pe lungime, 347 pe înălțime. Pentru identificarea acestor cote am folosit o formulă clasică în care respectăm următoarea regulă. Între uși și carcasa corpului este necesar un luft, o distanță de 1,5 mm, atât în partea stângă cât și în dreapta, la fel și în partea superioară cât și în partea inferioară. Între uși, acest luft, această distanță este obligatoriu să fie 3 mm. Deci, de jur împrejurul corpului un luft de 1,5 mm și între uși 3 mm. Pentru început, voi instala pe pereții laterale ai corpului de mobilier cele două mecanisme de ridicare, ce reprezintă și piesele de bază ale întregului angrenaj. Cum vom face asta? Păi, producătorul ne spune să realizăm câte două găuri cu burghiu de 5 mm pentru fiecare mecanism după următoarea formulă. Bun. În cazul meu, când înălțimea corpului este 700 de mm, adică acest KH, producătorul îmi indică că mă încadrez aici, în categoria a doua, între 550 de mm și 1040 ca înălțimea corpului. Și îmi spune să folosesc următoarea formulă. KH, adică 700 înălțimea corpului, vă amintiți, înmulțit cu 0,3 minus 57 și ne dă H. H-ul, dacă rezolvăm această operație matematică, reiese că este 153. 153 de milimetri reprezintă axa pe care o voi trasa pentru aflarea celor două puncte în care voi găuri cu burghiul de 5 mm. Nu este nimic greu, nimic complicat, doar trebuie să fiți un pic atenți. Și pentru a veni în ajutorul vostru, dacă nu vă simțiți confortabil cu această operație, cu această formulă matematică, vin în ajutorul tău cu o alternativă probabil mult mai îndrăgită.
Este vorba despre o aplicație, se numește Easy Assembly, o găsim în Google Store și App Store, aparține celor de la Bloom și găsim o mulțime de informații aici. Pe noi ne interesează Aventos HF, intrăm pe el și pe primul rezultat găsiți poziția de fixare a mecanismului de ridicare. Și aici ce să vedeți, minune, printr-o simplă atingere către plus sau către minus, vom seta înălțimea corpului nostru, iar programul, aplicația, ne generează cota la care trebuie să trasăm noi axa pentru a găuri, pentru a reprezenta cele două viitoare găuri pe plăcile noastre de mobilier. Ce să vedeți, același rezultat. Și, în sfârșit, trec la acțiune. Mă aflu în propriul atelier și fixez vincul reglabil la 153, după cum am aflat. Tu poți folosi ruleta foarte bine și trasez cele două linii sau axe. Urmărind instrucțiunile de montaj oferite de producător, pe axa tocmai obținută o să mai trasez doar la 37 de mm și în acest 37 încă 192, după care o să iau bormașina și o să execut aceste două găuri cu adâncime de 5 mm. Fixez mecanismul cu aceste două proeminențe care bine se văd în imagine, fix pe găurile pe care tocmai le-am făcut și îl voi prinde și cu șuruburile din dotare. În vederea asamblării corpului, pentru părțile vizibile folosesc demontabili Bloom, cei din imagine, sistemul din imagine, iar pentru celelalte părți, șuruburi Ericsson 7x50. Ei, și iată ne ajungi la momentul în care vom trasa și vom găuri fiecare ușă în parte pentru introducerea balamalelor speciale sistemului. O să vă explic imediat în detaliu despre ce este vorba. Din extremitățile ușii, atât din partea dreaptă cât și din partea stângă, voi trasa la 100 de mm, iar din muchea ușii la 21,5 mm. Acestea sunt niște conte standard pe care le folosesc, iar în cazul de față se potrivesc de minune. Pe trasajul tocmai efectuat, cu ajutorul frezei de 35 de mm, voi realiza o gaură cu o adâncime de 13 mm, intrând în material puțin câte puțin. Am găurit pentru balamale atât ușa de sus, cât și cea de jos. Folosind de fiecare dată o folie de protecție pe pancul de lucru, astfel ușile rămân intacte, în siguranță, fără zgrieturi. Conectarea dintre balama și plăcuța acesteia, care reprezintă și legătura dintre ușă și corp, se realizează simplu și elegant cu ajutorul tehnologiei clip. Iar în imagine avem balamaua specială pentru ușa numărul 1 privind de sus în jos. Cu ajutorul unui dreptar, aliniez balamalele pe ușă. Și asigurându-mă că reglez bormașina astfel încât să nu învârt holșuruburile mai mult decât este nevoie, voi trece la următorul pas, acela în care voi prinde efectiv balamalele pe ușă. La fel voi proceda și cu ușa numărul 2.
Mai sunt câteva etape de parcurs și montajul este finalizat. În continuare voi realiza conexiunea dintre cele două uși foldabile cu ajutorul balamalelor tocmai instalate. Și pentru asta o să trasez câte o linie în dreptul fiecărei balamale la 37 de mm din această muche a ușii superioare. Și din nou sunt atent să înfiletez hol șuruburile fără să le forțez. Racordez și ușa superioară la corpul suspendat, trasând pentru plăcuța balamalei la aceeași cotă de 37 de mm. Mai am o misiune de îndeplinit înainte de reglajele și asamblarea finală, și anume prinderea acestor două accesorii de ușa inferioară. Aceste două accesorii reprezintă cuplajul dintre brațele de ridicare și cele două uși. Și pentru asta avem instrucțiuni destul de clare de urmat. În primul rând măsor centrul ușii mele și în acest centru mă duc X mm mai jos pentru aflarea centrului acestei găuri. Centrul în care voi introduce primul hol șurub. Iar X se află în funcție de înălțimea corpului. În cazul meu mă încadrez aici în categoria a doua cu înălțimea corpului de 700 de mm. Unde X este 47. Deci, după ce aflu centrul ușii, mă duc 47 de mm mai jos pentru aflarea centrului acestei găuri. Dar, pentru identificarea completă a acestei intersecții, mai am nevoie să știu la cât voi trasa din marginea ușii această dreaptă. Și avem 12,5 plus SFA, unde SFA este cât acoperă frontul din peretele lateral. Imediat vin cu explicațiile de rigoare. Vă reamintesc că din proiectare am stabilit încă de la început să lăsăm o distanță între ușă și corpul de mobilier, un luft de 1,5 mm, de jur împrejurul corpului. Acum, peretele meu lateral, în acest caz, toate plăcile de mobilier au o grosime de 18 mm. Ușa acoperă întreg peretele lateral, mai puțin acest luft, această distanță de 1,5 mm. Deci, 18 minus 1,5 egal 16,5. 16,5 este acel SFA sau cât acoperă ușa din peretele lateral. Am aflat și SFA-ul și avem 12,5 plus SFA, adică 16,5, egal 29. La 29 de mm din muchea ușii voi trasa această linie, astfel am identificat complet acest punct, această intersecție de drepte, unde voi introduce holșuruburile de 3,5 ori 16.
Și, în sfârșit, iată, ne-a ajuns la momentul mult așteptat, asamblarea finală. În prima etapă o să mă ocup de aceste componente ale kitului nostru, de aceste brațe de ridicare. Asamblarea finală a pieselor componente se face foarte simplu, prin clipsare, nu avem nevoie de scule sau unelte. Însă, un alt lucru aș vrea să-l scot în evidență, să-l subliniez, o rugăminte pe care o am la voi dacă ajungeți în acest stadiu, în această etapă. Sugestia nu este numai a mea, ci și a celor de la Bloom, care aici în această imagine ne adresează un avertisment, că nu este de joacă cu aceste brațe, odată introduse în sistemul de ridicare, ele pot provoca accidente. Vă asigur că așa este, așa că urmați pașii, țineți cont de sugestie și totul va fi ok. De asemenea, în funcție de dimensiunile corpului și de factorul de putere, produsul se găsește sub mai multe variante. Așa că, înainte să-l comanzi, lasă-mi un comentariu cu cotele corpului tău și te voi ajuta să faci alegerea potrivită proiectului tău. Și acesta am fost eu, Constantin Barbu. Dacă ți-a plăcut, neapărat să lași un comentariu și un like. Dacă vrei să susții acest proiect, abonează-te pentru a fi la curent și cu următoarele tutoriale. Până data viitoare, îți urez spor în toate!